cred în educație în educație fizică și sport cred informații cu caracter sportiv despre volei anul întâi de instruire Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competența specifică 3-2, manifestarea pe parcursul activităților a atitudinii de respect față de regulile stabilite. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa 5-a, -a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5A, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de volei și anume pasa cu două mâini de sus, precedată de deplasare și oprire cu fața spre direcția de transmitere a mingii. Organizarea celor trei lovituri. Serviciul de jos din față, preluarea serviciului de jos din față cu două mâini de sus, preluarea cu două mâini de jos, variante de joc cu temă 3 la 3 cu trecerea mingii peste fileu cu două mâini de sus precedată de deplasare, cu două mâini de sus din săritură, cu plasare cu o mână, model de joc cu efectiv redus 4 la 4, cunoștințe privind acțiunile tactice colective, dispozitive, modalități și reguli de acționare specifice modelului 4 la 4, la efectuarea serviciului, la primirea serviciului în apărare și în atac, cunoștințe privind regulile de joc, atingerea fileului, lovitură dublă, minge ținută și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv volei, mingea zburătoare. Se desfășoară între două echipe de șase jucători. Scopul fiecarei echipe este de a face mingea să cadă în terenul advers, trimițând-o pe deasupra fileului și de a o împiedica să atingă solul propriului teren. Terenul este un dreptunghi cu lungimea de 18 metri și lățimea de 9 metri. Fiecare echipă poate executa maxim 3 lovituri ale mingii, în plus față de contactul blocajului, pentru a o retrimite în terenul advers. Suprafața de joc trebuie să fie de culoare deschisă, plană, orizontală și uniformă. De obicei aceasta este din lemn sau sintetică și nu trebuie să prezinte vreun pericol de rănire pentru elevi. Zona liberă înconjoară terenul de joc și are o lățime de minim 3 metri. Linia de centru împarte suprafața de joc în două terenuri de joc de 9 pe 9 metri. Deasupra acestei linii este instalat un fileu întins vertical. Liniile de atac sunt situate la 3 metri de linia de centru, acestea delimitând zonele de atac. Zona de serviciu este o zonă de 9 metri lățime situată în spatele fiecarei linii de fund până la limita zonei libere. Ordinea la rotație a elevilor este determinată prin formația de start a echipei. Ea este controlată prin intermediul ordinii la serviciu și a pozițiilor elevilor pe toată durata setului. Când echipa la primire câștigă dreptul la serviciu, elevii se efectuează o rotație, deplasându-se cu o poziție în sensul acelor de ceasornic. Jucătorul din poziția 2 trece în poziția 1 pentru a servi, jucătorul din poziția 1 trece în poziția 6, etc. Tălpii de susținere a fileului sunt plasați la o distanță de 0,5-1 metru de fiecare linie laterală. Ei au o înălțime de 2,55 m. Fileul măsoară 1 metru pe lățime și 9,50 m în lungime și este instalat deasupra axei liniei de centru. Conform regulamentului jocului de volei, marginea superioară a fileului este situată la 2,24 m pentru femei și 2,43 m pentru bărbați. La Olimpiada Națională a Sportului Școlar, clasele 5-8, înălțimea fileului este de 2,15 m pentru fete și 2,30 m pentru bărbați. Băieți, respectiv la clasele 9-12, înălțimea fileului este de 2,20 m pentru fete și 2,38 m pentru băieți. Antena este o stinge flexibilă care măsoară 1,80 m în lungime și 10 mm în diametru. Ea este confecționată din fibră de sticlă sau dintr-un alt material similar. La marginea exterioară a fiecărei benz laterale este prinsă câte o antenă. Antenele sunt plasate în opoziție de o parte și de alta a fileului. Partea superioară a antenei depășește fileul cu 80 cm și este marcată cu benzi de 10 cm, vopsite în culori contrastante, de preferință alb și roșu. Antenele sunt considerate ca făcând parte din fileu și delimitează lateral spațiul de trecere a mingii peste fileu. În acest caz, mingile de culoare albastră sunt considerate corecte, cele de culoare roșu sunt considerate. Incorecte este greșeală. Mingea trebuie să fie sferică și poate fi confecționată într-o singură culoare deschisă sau dintr-o combinație de culori. Circumferința mingii trebuie să fie cuprinsă între 65 și 67 de centimetri, iar greutatea între 260 și 280 de grame. Primul arbitru își îndeplinește atribuțiile funcției stând în picioare pe o platformă de arbitraj situată la unul din capetele fileului cu fața la arbitrul scorer. Privirea arbitrului trebuie să fie la o înălțime de aproximativ 50 de cm deasupra fileului. Al doilea arbitru își îndeplinește atribuțiile funcției stând în picioare în fața terenului de joc în apropierea stâlpului fileului situat pe partea opusă scaunului de arbitraj și cu fața către primul arbitru. Arbitrii asistenți trebuie să controleze liniile care delimitează suprafața de joc și să indice, folosind semnalizările oficiale cu steagul, natura greșelii observate. O echipă câștigă un punct. Când reușește să trimită mingea în interiorul terenului advers, când echipa adversă comite o greșeală, când echipa adversă este sancționată cu penalizare. O fază de joc finalizată este considerată a fi succesiunea de acțiuni de joc care are ca rezultat câștigarea unui punct de către una dintre echipe. Dacă echipa la serviciu câștigă faza de joc, ea câștigă un punct și va servi în continuare. Dacă echipa la primire câștigă faza de joc, ea câștigă un punct și dreptul de a servi. Un set este câștigat, cu excepția celui decisiv, de echipa care obține prima 25 de puncte, cu un avans de cel puțin 2 puncte față de echipa adversă. În caz de egalitate la scorul 24-24, jocul continuă până când este realizată o diferență de 2 puncte, 26-24, 27-25 și așa mai departe. Meciul este câștigat de echipa care obține 3 seturi, cel mai bun din 5 seturi sau... 3 din 5. În cazul unei egalități, 2-2, setul decisiv al cincelea este jucat până la punctul 15 cu o diferență minimă de 2 puncte între cele două echipe. La Olimpiada Națională a Sportului Școlar, clasele 5-8 și 9-12, se joacă după sistemul cel mai bun din 3 seturi. 2 din 3. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.